Bună ziua tuturor! Sunt Tarotela cu etalarea pentru ianuarie 2021 pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vărsător. Nu uitați că după ce termine etalările sau la un moment dat în paralel o să continui etalările și pe 2021, generale, pe luni. Dacă vă interesează să aflați anumite informații, câteva cât de puține pentru anul care urmează, urmăriți cu atenție postările care urmează să fie puse pe site. După cum vedeți, ați primit mesajele generale, dragii mei, vărsători, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, în vărsător, cred că unii aveți și planete în pești, pentru că aceeași carte a venit și la pești. Mesaje de la îngeri, miracole și binecuvântări. Și cred că unii aveți acolo planete, pentru că și ei au îndurat foarte multe unii și voi. Dacă aveți aceste planete în semne de apă, aveți tendința să pești, rac, scorpion, în fine, dar în mod special în pești, aveți tendința să vă sacrificați și să îndurați în relații. Cel puțin în această relație care se pune în discuție acum, ați îndurat foarte mult. Interesant că a venit numărul 13. Am zis că numărul 13 este reprezentat în tarot de moarte. Moarte și renaștere. Stați un pic, nu vă impacientați, că deocamdată nimic nu se arată atât de dramatic. Însă, ce mă surprinde, pentru că avem un 13 și eu când văd această carte, de fiecare dată mi-aduc aminte de 1 Corinteni cu 13, 13 care reapar și reapare și aici. Deci vă rog frumos, deschideți Biblia sau căutați pe internet 1 Corinteni cu 13, ce frumos este exprimată acolo dragostea. Dragostea îndură și nu renunță și nu își pierde credința. Dragostea este plină de speranță și stă în picioare în fiecare situație. Tocmai pentru că ați stat în picioare, vă veți bucura de niște miracole și binecuvântări. M-a întrebat cineva la pești, dar cum pot să apare? Cum arată aceste miracole? Rămâne să le descoperiți voi, să vă deschideți inima, să vă deschideți ochii și să le îmbrățișați, să le vedeți, să le simțiți. Pentru că uneori, de fapt, noi suntem înconjurați de miracole, doar că nu avem ochi să vedem și minte să pricepem. Oricum, pentru cei care ați îndurat niște probleme într-o relație în care ați călătorit mult timp, o relație de lungă durată, sau pur și simplu, în general, în dragoste, chiar dacă nu e relație de lungă durată, în dragoste, interesant, pentru unii vă semnul leului, acum e prima oară când văd în această carte, adică nu e prima oară, asta mi-a atras atenția acum. Așa, ați îndurat niște lucruri. Unii ar spune că nu, alții că da, dar fiecare își cunoaște viața mai bine. Ați avut niște probleme de limbaj, diferențe de limbaj în dragoste. Și din cauza asta, călătoria a fost mai grea, pentru că unul zice dreapta, altul stânga, unul alba, alta neagră. Și tot așa ați fost, probabil. Însă, dragii mei, cu capacitatea de a anticipa viitorul, rămâneți în prezent și visați la viitor, chiar dacă acum sunt niște situații, trebuie să îndurați. Din dragoste, poate mai mult decât de obicei, că tot vine și Saturn și Jupiter, sunt niște lecții grele prin care veți trece, dar nu uitați că e început de eră, nu vreau să bat câmpii, nu. Altceva vreau să zic, este început de ciclu saturnian. Saturn și Jupiter, cel puțin Saturn, va sta vreo 2 ani jumate în zodia voastră. Și iaca, începem această etapă, acest ciclu, cu acest mesaj de la îngeri. Miracole și binecuvântări! Chiar dacă nu sunt acum și simt că e o profeție de lungă durată, sunt convinsă. Pentru unii că e o profeție, în acest moment sunt foarte convinsă că e o profeție de lungă durată. Miracole și binecuvântări vor veni pentru vărsătorii care vor face față intensităților, dramelor, tragediilor, pentru că Saturn ne trece prin câte ne trece, să vă povestească Capricornii care tocmai au trecut. Da? Saturn și Jupiter vă va trece prin foarte multe în următorii 2 ani jumate. Nu mai zic de quadraturile care se urmează și cu Uranus, guvernatorul vostru care însemne pământ, dar vor fi niște zdruncinături mai ceva decât cele cu care sunteți voi obișnuiți. Și dacă ați îndurat până acum, puteți îndura în continuare pentru că
Pentru că anticipați și voi, ca și mine, că și eu am planete învărsător, că dacă sunteți în prezent, dragii mei, și visați la viitor, un viitor frumos, evident, cu miracole și binecuvântări, se va manifesta acel viitor. O să vorbesc despre această epocă, zic epocă în ghilimele, a vărsătorului, pentru că este absolut controversată, controversantă, dacă aș putea să zic așa, și zodia în sine, nu oamenii, zodia în sine, simbolul și casa, nu este chiar atât de confortabil, ci eliberator, cum s-ar zice. Dar stați pe aproape și o să fac o prezentare și despre aceste vremuri, să zic, vărsătoriene, merge, în fine. E frumos că începeți acest ciclu cu miracole și binecuvântări. Acum, peste un an, peste doi, când încheiați ciclu, vă veți bucura de niște daruri deosebite de la divinitate. Acum. Energia generală totuși nu e prea grozavă. 4 de apă pentru unii. Plângeți sau cineva plânge după voi, iar variază. Semn de apă, dar nu semn de apă, semnul alchimic al apei, o carte emoțională, o carte apoasă. Și interesant că vărsătorul varsă vasul cu apă, se eliberează de emoții. Poate unii dintre voi face în această perioadă niște exerciții de eliberare de emoții negative. Vă priviți în oglindă, priviți relațiile acestea în care ați îndurat, e o relație, da? Sunt două personaje, dar care stau spate în spate, care se văd aproape deloc sau foarte rar. Și acum realizați că, de fapt, am văzut cu doi ochi, cu câți ochi am văzut eu la început? Că acum nu mai am decât o singură perspectivă, un singur ochi, o singură perspectivă și aceea nu e prea veselă, e destul de tristă. Eu simt că sunt niște lacrimi. De fapt, 4 de apă înseamnă lacrimi, supărare. Contemplare. E o contemplare. Vă gândiți la această relație, la relațiile în care ați suferit. Pentru că nu mai vreți să suferiți. E normal. Și iar s-a deschis setul de cărți în două în momentul în care a apărut cartea și s-a oprit la 6 de pământ și la destin. 6 de pământ care acum mi arată 6, știți că e casa 6, ați muncit ca să vă construiți ceva, o familie, o poziție socială, dar ați muncit în lanțuri. V-ați legat contractual de multe lucruri. E un capricorn aici, dar nu vorbesc de zodie și nici de cineva născut în zodia capricornului, vorbesc de simbolul acesta al muncii, că vărsătorii, majoritatea, sunt foarte ambițioși. Majoritatea. Ați muncit foarte mult ca să aveți ce pune pe masă, ca să aveți un job, ca să aveți stabilitate. Da? Stabilitate, vărsătorii. Și ați avut în spate ori un semn de foc, chiar am văzut leu, apare iar semn de foc. Dar aici îl văd mai degrabă sub forma unui copil. E un copil, ori la distanță, ori către care trebuie să faceți drumuri, 3 de bâte, și pentru care trebuie să alegeți ceva. Trebuie să alegeți ceva, ori un drum către acest copil și să alegeți să nu vă mai mințiți într-o privință. E o situație undeva unde vă sabotați. 7, da? Iar cineva care nu vede o situație, vă sabotați și copilul apare iar. Iar semn de foc masculin, feminin, în fine. Ideea este că pentru ei să fie un copil în semn de foc, să fie cineva în semn de foc, copil, imatur, aventuros, cineva, poate nu-i copil, poate edita mai omul și se poartă uneori nepotrivit vârstei. Dar acum, sincer vorbim, ce înseamnă vârstă? Ce înseamnă timp? Ce înseamnă timp? Că tot suntem la zodia vărsătorului care încearcă uneori să mai spargă normele tipale. Teoretic ar trebui să înțelegeți pe cine, dacă sunteți voi, sunteți voi, dar eu cred că e altcineva. Eu cred că aici sunteți voi care ați muncit pentru ceva. V-ați legat la cap fără să vă doară pe unii. Alții, ați fost niște contracte la job. Da?
E o situație mai neplăcută în care trageți. Sunteți în sistem, cu alte cuvinte, să mai schimb un pic mesajul. Aici sunteți în sistem. Depindeți de sistem. Orice mișcare faceți, trebuie să vă faceți test, trebuie să faceți vaccin, trebuie să faceți cutare, trebuie să faceți cursul cutare. Nu sunteți liberi aici, că e job, că e casă, nu sunteți liberi. Sunteți în sistem. Aici apare destinul interesant. Destin. Și voi stați, pot să fie două subiecte diferite la care meditați, nu musai relații, da? Oricum sunteți destul de tristuleți, unii dintre voi. Destinul. Vă cheamă destinul. Simțiți cu Saturn și cu Jupiter, simțiți că destinul vă pregătește ceva. Mai și ascultați și ziceți, mamă, era vărsătorului, ușurel, ușurel. Ușurel, ușurel, o să vin și eu cu prezentarea mea să vă mai temperez un pic. Însă, trecând peste aceste tendințe de mare bucurie pentru era care vine, destinul totuși vă cheamă la ceva nou. Asul de monede și regina de foc. Trebuie să manifestați ceva nou, să străluciți într-o privință, să creați într-o nouă direcție. Asta poate să însemne foarte mult. Poate să fie un proiect, poate să fie job, poate să fie relație, poate să fie familie, poate să fie absolut orice. Asul de monede, destinul și regina de foc, dar trebuie să aveți răbdare. Șaptea de monede. Trebuie să aveți răbdare, că va trebui să creșteți, vor fi lecțiile saturniene pe lângă Jupiter care vă îndeamnă la bucurie, la speranțe și la anumite tendințe mai exagerate. Este și Capricorn, este și Saturnul care vă va tempera. Da, a, interesant, Jupiter, uite, vezi? Semn de foc și semn de pământ. Ca Saturn și Jupiter, adică ideea foc, pământ, extravaganță, temperanță, pragmatism, idealism. Veți fi așa, între două, între două. Dar face parte din destin. Destinul trebuie să vă modeleze, interesant, să vă modeleze într-un fel și voi trebuie să modelați ceva, să creați ceva special în viața voastră, unii dintre voi. Și pentru asta, dragii mei, va trebui să învățați să rupeți aceste lanțuri. Că tot vorbim de era vărsătorului. Și sunt mulți vărsători care stau în sistem și asta e. Patru de apă las acolo, destinul îl las și las și șase pe aici, pe lângă mine, pe sub cameră. Din seria cărților pe care le voi folosi, am vrut să se arate 5 de vâte. Conflicte. Conflicte cu concurența, munca asta pe care ați depus-o la job. Repet, poate să fie și un copil, că totuși sunt niște copii care se joacă, sau concurența care vă pune probleme la job, sunt multe. Iar semnul leului, că e casa a cincea. Creativitate, dar și combativitate. Variază. Oricum, niște situații. Nu sunt tocmai ușoare, dar veți trăi și veți vedea cum le depășiți. Iată, s-a oprit aici la cavalerul de cupe, justiția, iar patru de cupe, iar te supărați. Pentru că această leu și fecioară, da, aveți niște confuzii, sperați. Vreți să vă luptați pentru, of, cred că vă luptați pentru o iluzie, în fine. Sau v-ați luptat pentru o iluzie. Ce înseamnă asta? Variază, evident. Dar în primul și în primul rând sunteți supărați în legătură cu o situație, cu o relație destul de complicată, tensionantă. Leu și Fecioara, puterea. Și nu vorbesc nici de zodia leului, nici de zodia Fecioarei. Vorbesc de puterea, de a vă tempera. Voi sau altcineva. Depinde ce vărsătoare sunteți. Cu semnul de apă, cu semnul de foc. E o problemă în justiție care se pune. Poate sunteți separați, poate vreți să vă separați. Variază. Și vreți să vă împăcați cu acest cavaler de cupe sau vreți să mai atenuați un pic niște probleme. Justiția vorbește despre karmă, da? Despre separare a două forțe, a doi eventual oameni încăpățânați puternici amândoi.
Situații. Acum să le amestec un pic, pentru că nu pot să vorbesc doar pentru un singur vărsător sau vărsătoare, vorbesc pentru mai mulți. Vă rog, luați-vă mesajele. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, lunar, vărsător. Ianuarie 2021. Deja. Ia să vedem. Central. Oh! Lacrimi, ploaie, supărare, 8 de spade. Absolut înfricoșați unii dintre voi, poate din cauza acestui COVID, dar sunteți într-un blocaj mental. Voi sau altcineva, dar totuși sunt spade și vorbim despre voi. Dar nu e obligatoriu. Cineva, ori la care țineți că este central, ori voi vă faceți griji pentru inima voastră, poate aveți probleme cu inima unii. Of, unii poate sunteți în izolare pentru că sunteți înconjurați. E un cerc aici, de fapt. Sunteți înconjurați, legați, nu puteți vedea, nu puteți manifesta. Pentru că spadele unor înseamnă și spital, uneori, poate sunteți sau aveți pe cineva pe la spital. E normal. Acum, în pandemie, să existe și situații de genul ăsta. Dacă nu, este o grijă, o obsesie care vă macină. E o obsesie, o teamă. Ia uite, iar a vrut să se arate. 5 și conflictele. Sper să nu mi se termine bateria. Și conflictele. Aici este provocarea. Să ieșiți, că 8 înseamnă schimbare, transformare mentală, să ieșiți în această stare. E total opusă și culorile sunt, da? Aici este gri, aici sunt multe culori. Și diferit, aici este acțiune și nu orice fel de acțiune. Aveți încredere și chiar dacă nu aveți încredere, vă bateți cu toți care vă stau în cale. Aici sunteți legați. Aici este provocarea, să ieșiți la acțiune. Să ieșiți la acțiune. Pentru cine trebuie să luptați, iar poate să varieze. V-am zis, pentru destinul vostru. Ia, interesant. Ia, uite, da. Am vorbit de lanțuri, de sistem, de blocaj, da? De încercuire, legare. Deci aici cineva se legat, cineva e legat. Și aici e destinul. Care am zis că vă cheamă să manifestați ceva nou, asul de monede și regina de foc. Regina de foc care reapare aici într-o formă. Adică trebuie să aveți încredere, energie, să vă zbateți cu răbdare, ia uite, pentru abundența voastră. Și apoi urmează asul de spade, de aer, voi și regele de apă. Superb, superb. Dar aici este. Trebuie să vă zbateți pentru ceva. În trecut, blocaje, iar izolare, probleme, ați rezistat, poate cineva v-a blocat. Poate și voi ați blocat. Oricum, un blocaj. Clar. Scuze. Ce a picat? A picat laptopul meu, că așa am eu darul să dau laptopurile pe jos. Sper să nu se întâmple nimic, că de-abia l-am cumpărat de o lună, două. Deci, în trecut aveți acest blocaj. Pentru unii poate să fie obsesia sau blocajul mental că cineva v-a blocat și acum trebuie să spargeți aceste bariere. E o barieră. Știți că trebuie să spargeți o barieră. Și de fapt asta face Uranus. Sparge barierele, normele, hotarele, zidurile. Cum am fost la zidul Berlinului, da? Valetul de spade. Dar până una alta trebuie să comunicați, trebuie să studiați, poate chiar spionați pe aici pe acolo una alta. Și ce aflați vă blochează și mai rău. Mare grijă cu spionatul. Un viitor 5 de spade. În prezent, ce frumos, valetul de cupe. Vine cineva să vă ajute și să vă aline. Cineva vă oferă o cupă. Comunicarea cu cineva blând, drăguț, vă face bine. Și sper să vă scoată de la 8 la 5. Amândouă înseamnă schimbare, dar una înseamnă transformare, alta 5 înseamnă schimbare prin creativitate. Și nu uitați că 5 e vibrația lui 2021.
2008 a fost foarte karmic. Cred că e vibrația din anul 2020. Însă în prezent aveți pe cineva, ori un copil, ori o persoană dragă, primiți un mesaj plăcut, plăcut. Ia să mai vedem. Oh, ce frumos! Sfatul este să vă bucurați eventual de acest personaj, o fi semn de apă, poate persoana, apă care apare aici, poate cineva care are un aspect cu luna voastră, un aspect profund, armonios cu luna voastră și luna lor, sau cineva cu marcaj în semnă de apă, care are compasiune, cineva plin de drăgălășenie, care vrea să vă... Uite, nu te poți hrăni singură, îți dau eu un pahar cu apă. După aceea poate vă și dezleagă, ca să vă dea voie să dansați și să vă bucurați de viață. E o veste bună. E o veste bună pentru care vă veți bucura, că ăsta e sfatul. Bucurați-vă. Bucurați-vă, dați-vă voie să vă bucurați, că din bucuria asta schimbați energia și începeți să vă energizați și să aveți puterea să luptați. Oh, alt semn de aer. O veste bună, una mai puțin bună. În continuare, de ce veste teamă de marele preot? De tradiții? De tradiții? Exact de ce am văzut mai devreme. Unde ești, carte? Ia uite. De legături, bine, e o legătură spirituală, dar nu e obligatoriu să fie spirituală. Marele preot poate să reprezinte, pentru că reprezintă și tradiții și contracte. Contracte la locul de muncă, contracte karmice. Știu că e Marele Preot și vorbesc de karmă, dar știu de ce. Pentru că biserica n-ar trebui să ne lege de niște lucruri. Numai noi ne putem lega de anumite lucruri. În fine. Pentru unii poate o figură importantă care vă intimidează. Un preot. Un preot. Vă aduce aminte că trebuie să credeți, că trebuie să, că v-ați blocat mental într-o privință și... E o chestie care nu vă place la acest preot. Și dacă nu e preot, poate să fie un conducător de grup, de colectiv, cineva, o persoană cu autoritate. Pur și simplu, pentru unii, ceea ce spune religia vă înfioară și vă înfricoșează. Poate vă gândiți la un divorț, că am văzut justiția mai devreme și vă e teamă că veți fi judecați. Deși vărsătorii mai devreme sau mai târziu învingă această teamă. Dar depinde și ce aspect aveți. E o chestie legată de religie, de sistem, de contracte, de o figură autoritară. Vă este teamă de acest personaj. Eventual să fiți într-o familie din, eu știu ce, motive tradiționale, pe unii, de fine, variază de la om la om. Sunt vărsători și vărsători. Dacă sunteți tineri, vă este teamă să vă căsătoriți. Prefera să stați într-o relație, dar fără căsătorie. Unii, nu toți. Ce vă doriți? 7 de cupe. Să visați un pic. Uitați, exact această energie care vine acum și sfatul este să vă bucurați, să visați și să visați că aveți opțiuni, ceea ce am zis mai devreme. Fiți în prezent, fiți în prezent. Uite aici, ăsta e prezentul. Bucurați-vă de cine vine cu o poezie, cu o vorbă bună, cu un canal de artă, cum atașez eu jos sub etalare, link-ul către canalul meu de artă, cu o invitație către ceva frumos, fiți în prezent și visați, aici 7 de cupe, visați la viitor. Asta este viitorul, deocamdată pe scurtă durată, un 5 de spade. Dar după acest 5 de spade, norii se vor îndepărta. Și va apare cerul senin, mai devreme sau mai târziu. Dar vă influențează un semn de aer. Ce înseamnă asta? Cavalerul de spade, în general, nu reprezintă o energie prea bună, o să o clarific. Totuși, niște vești. Bruște, niște întâmplări neașteptate, întâlnirea cu cineva. Și nu e obligatoriu să fie semn de aer, dar totuși că e cavaler, mă gândesc că are și acolo marcaj în semn de aer. Poate să fie cineva foarte temperamental, destul de tăios în comunicare. Și dacă nu e tăios, poate să fie prea direct, prea sincer uneori.
Oh, ce frumi-frumi, magicianul. Magicianul, semnul gemenilor, mai mult sau mai puțin, poate să fie și fecioară, pentru că e Mercur, dar poate să fie berbec, poate să fie capricorn, că e ianuarie, poate să fie berbec, prima zodie, poate să fie oricine. Oricine. Oricine știe să manifeste ceva nou. Să zice că sunteți voi. Așa îmi place să cred. Și aici este miracolul și binecuvântarea. Ce frumos. Unde ești, măi? Unde ești? A zis, fiți în prezent, visați la viitor și începe să manifestați. Adică treceți la acțiune. Este frumos, înseamnă că se produce această schimbare. Luați provocarea, o luați de coarne, o luați de coarne, ieșiți din acest blocaj. Poate aici este altcineva și trebuie să vă luptați cu cineva, să-i dezlegați pe ei. Foarte posibil. Foarte posibil asta pentru că din exterior văd alte spade, poate să fie alt semn de aer. Oricum, în viitor apar niște conflicte iar mentale, verbale, discuții, triunghiuri. Însă, nu uitați că aveți totuși un alt 5 mult mai creativ, mult mai creativ și mai colorat. Frumos ar fi să-l practicați, să-l manifestați pe acesta. Ce începeți? Ia să vedem. Wow, fantastic, magicianul și marea preoteasă. Prima și a doua arcană ieșiți. E interesant că asta e singura arcană majoră în poziția fricilor. În rest aveți numai cărți mici. Totul se întâmplă în 3D. Ieșiți din 3D. Asta era. Asta era frica să intrați în spiritual. Pentru unii, nu pentru toți. A zicea, nu, eu sunt spiritual sau spiritual, da, știu, poate, dar în această perioadă vor fi niște provocări în 3D care vă pot distrage atenția, în poziția fricii, de la creșterea voastră spirituală, da? De la regăsirea autorității voastre și verticalității voastre și a destinului, misiunii voastre spirituale. Și zic de misiune pentru că aveți marea preoteasă și marele preot. Da, evident, știu. Există și cazul de secrete între un semn de aer gemen eventual. Secrete într-o relație tradițională. Cum să formulez? Da, știu. Și mă ascultă sau mă va asculta. Persoana la care mă gândesc. Secrete preot gemeni. Da, e suficient, am zis-o. Cine ascultă, ascultă. O să asculte. Dar, evident că acest mesaj nu e pentru toată lumea. Nu e pentru toată lumea. Magicianul și Marea Preoteasă. Vreți să manifestați în secret creșterea voastră spirituală? Că Marea Preoteasă se conectează la spiritualitate, dar nu oricum, într-un mod netradițional, pentru că Marea Preoteasă e netradițională și de-aia vă pare, vă este, e foarte logic, de-aia vă este frică de tradiționalul Marele Preot sau de hiperortodoxul Marele Preot. Vreți ceva altfel? Magicianul și Marea Preoteasă, să le vedeți. Pe de o parte am zis, vreți să manifestați în secret. Pe de altă parte aveți un semn de apă. Marea Preoteasă e semn de apă pentru unii. Care vă cheamă la o altfel de spiritualitate mult mai subtilă. Da, și să începeți ceva nou. Manifestați și în practic, evident. Wow, îndrăgostiți. Uf, ce frumos, asta ar trebui să fie mai spre februarie, nu? Dar clar, pentru cineva este un geamăn acolo, în poveste este un geamăn, în povestea unor vărsători. Însă, e frumos, trecând peste aceste mici mesaje, arcanele majore înseamnă foarte mult, sunt energii mult mai intense, da? Rezumând toată povestea, conflictele și problemele prin care ați trecut, blocajele, și pe care trebuie să le depășiți luptând, vă vor aduce mai aproape de o nouă direcție. Am zis aici, uite, destinul vostru, nouă,
Asul de monede, o nouă direcție, manifestarea ceva deosebit. Era regina de foc, asta înseamnă să vă regăsiți încrederea, pasiunea, în fine. Una alta. Dar una și cu una fac trei. O veste frumoasă, în prezent, ceva drăgălaș, ori un personaj, ori un copil, oriceva drăgălaș, scump, dulce. Vă ajută să vă bucurați? Bucurați-vă, sfatul este să vă bucurați? Și să vedeți că aveți opțiuni. Asta e șapte de cupe, înseamnă opțiuni. Una din opțiuni este bucuria cu prietenii, nu? Speranța. Altă opțiune este să stați în această energie. Altă opțiune este să luptați. Alta, să creșteți spiritual, dar pe calea voastră, manifestarea voastră. Magicianul e independent, e destul de original. E frumos. Aici este, vrei să vedeți opțiunile. Vrei să visați? După ce a stat în energiile astea mentale, foarte blocante și tensionante. Eventual pentru unii, nu pentru toată lumea, să apară acest semn de aer și să se creeze niște conflicte. Nu din cauza voastră, nu din cauza lor, a situației. Da, că nu vreau să dau vina pe nimeni, voi știți ce situații trăiți. Și dacă nu-i semn de aer, o veste, da? O veste neplăcută să vă influențeze un pic viitorul. Ia să vedem totuși, ia să clarificăm totuși. Ah, la capătul setului de cărți, ce frumos! Roata norocului. Se schimbă energia. Ce face? Urmează faetonul. A zis semn de apă pentru unii, da? Faetonul merge către stea. Steaua, ce înseamnă destinul? Vreți să schimbați destinul vostru. Da? Să renașteți. Ce frumos! Să fiți fericiți! Fiți fericiți! Văd o atitudine foarte masculină. Iar apare semnul taurului pentru unii, poate cineva cu marcaj, poate Uranus în taur, marcaj în semnul taurului. Ceva acolo nu e ok, e o iluzie, poate e bucurie. În fine, totuși apare această judecată, o renaștere sau judecați corect iluzia, pentru că am vorbit de iluzii și mai devreme, da? Am vorbit de iluzii și mai devreme. Și s-ar putea în momentul în care judecați să vă luați mașina, catrafusele și unii dintre voi să plecați către destinul vostru. Către destinul vostru. Și să schimbați totul. Vedeți și voi cu ce rezonați, însă haideți să clarificăm 5 de spade. Clarificăm 5 de spade în viitor. De ce e 5 de spade în viitor? Op, asta. Oh, 2, trebuie să luați o decizie. Măi, dacă te spade, da, e normal că sunt de semn de aer, să zicem. Trebuie să decideți, da. Între ce și ce? Eu, te sunteți dezamăgiți, măi. Sunteți dezamăgiți. Ia. Mai dăm o carte. Ce trebuie să decid? Mamă, 5 de cupe. Între 5 de cupe și 5 de aer. Foarte ciudat. Dacă nu mă înșel, aceleași cărți au venit la pești. Nu? Și miracole și binecuvântări. Trebuie să decideți. Între regrete, între pierderi emoționale, între lacrimi și tensiuni, ce faceți? Frumos ar fi să le blocați pe amândouă și să manifestați ceva nou după cum se vede. Hai, mai dăm o carte, că nu-mi place. Mai clarificăm o dată. Ce e cu 5 de cupe, 2 de spade, 5 de spade. Ok. Oah, puneți capăt. Pentru unii, Și totuși astea sunt niște cărți.
Probabil că auziți de moartea cuiva. Trebuie să o spun pentru că este vestea neplăcută din exterior. Probabil că auziți de moartea cuiva. Dar acum, dragii mei, din 2020 încă am tot auzit de morți, așa că... Da, știu, niciodată nu-i plăcut, dar... Trecând peste asta, blocați, în ce ordine au venit, blocați aceste conflicte verbale, mentale pe care le aveți cu cineva din preajma voastră, poate să fie cineva gelos sau e o situație, un conflict. Da? Blocați-le, dați-vă timp de meditare, de meditație, de contemplare. Și după ce plângeți, dați-vă timp și să plângeți, pentru că uneori e necesar. Vreau să vin și cu altă interpretare. Uneori e necesar să plângeți. Renașteți. Renașteți pentru că, n-am cum să zic altfel, pentru că aveți totuși un viitor magicianul Marea Preoteasă, valetul de... Era valetul de... Ce era? De monede. Îndrăgostiții, arăta frumos viitorul. Deci eu simt că, deși această energie a viitorului este în paralel, înțelegeți? E în paralel. O situație neplăcută la care trebuie să nu vă mai gândiți ca să puteți să manifestați ceva nou. De-aia am venit. Am venit în paralel, da, setul de cărți. Uitați-vă cum am venit. Destinul pe de-o parte... Și legăturile, lanțurile pe de altă parte. Da? Legăturile, lanțurile pe de altă parte. Lanțurile înseamnă foarte mult, da? Contracte. Și nu vorbesc de contracte la locul de muncă, musai. Da? Trei de monede. Mai dă o carte. Ce cu moartea aceea? La ce se referă această schimbare, transformare? Dar am zis, dragostea îndură și totuși vă așteaptă miracole și binecuvântări. Pentru că ați îndurat, ați suportat foarte mult. Sper că nu vă speriați de ce vă transmit în această etalare, pentru că nu e chiar atât de sumbru. E o situație neplăcută. Și cum trecem, să v-am zis, cum suntem în plină pandemie și sezon de iarnă, se mai întâmplă. Dar nu e chiar atât de... Regina de spade. Gemeni. Iar schimbarea de energie și copilul divin. Face parte din lecția voastră spirituală această situație pe care trebuie să o înțelegeți, pe care trebuie să o exprimați, pe care trebuie să o transformați. Asta e. Sunteți între două vești, una bună și una mai puțin bună. Între două lucruri. Cred că mergeți în paralel la un moment dat, dar trebuie să puneți capăt. Să nu vă mai lăsați influențați de niște situații neplăcute. Pot să însemne foarte mult aceste cărți. Am dat câteva variante, nu vreau să vă sperii, însă nu uitați că de reușit veți reuși să manifestați în secret ceva nou. Valetul de monede, o cale nouă, să puneți în practică ceva frumos. Marea Preoteasă este foarte subtilă, foarte evoluată. Să manifestați evoluția voastră. Eventual să manifestați conform stelelor, destinul pe care vi-l pregătiți, pe care încercați să-l intuiți, să-l intuiți cu Marea Preoteasă. Da.
Da, a apărut aici central 8 de spade. E o problemă aici, este un blocaj. Și știți ce simt? Că toate acestea au venit pe această verticală a blocajelor, obsesiilor mentale și apoi conflictului, da? Jocurile mentale. Deci pe această axă, dacă aveți un semn de foc, sau neapărat un semn de foc, o situație care v-a blocat și v-a blocat, ce să mai atâta, nu-i dați apă la moară, pentru că dacă vă concentrați pe aceste cărți, uitați ce atrageți în continuare ca și energie. Dar asta vă spun că dacă vreți să știți ce înseamnă să manifestați ceva. Ieșiți din această energie, că aici e provocarea, să ieșiți din ea, să ieșiți în momentul în care ieșiți și vă zbate și luptați, puteți să manifestați parte din opțiunile voastre și din visurile voastre. Și iar sunt două energii total diferite, una v-am zis negativă și alta pozitivă. Una emoțională, optimistă, poetică, da? Dar vă scoate din energia cealaltă mentală care e destul de negativă. Clarificăm și cavalerul de spade. Pentru că sfatul este să vă bucurați, măi, să vă bucurați. Ia uite. Probabil un trio. Niște vești la locul de muncă, ceva. Deci, dacă auziți de un triunghi amoros, de o colaborare cu cineva, că cineva în acea colaborare poate să fie și la locul de muncă, vă plagiază, vă fură, vă aia, că 5 de spade înseamnă și invidios, da? Invidii, bârfe pe la spate, da? Opriți comunicarea cu acești oameni, plângeți cât o fi de plâns și puneți capăt și apoi manifestați adevărul. Faceți dreptate în felul vostru, pentru că regina de spade poate să însemne o avocată. A, poate să fie și doctor, poate să fie și avocat. Variază de la unul la altul. Însă nu uitați că sfatul este 3 de cupe. Bucurați-vă de viață. Bucurați-vă. Și visați un pic, dați-vă șansa asta să visați și să vedeți alte opțiuni, pentru că dacă sunteți în prezent și visați la viitor, îl veți manifesta. Dacă rămâneți în trecut, în vibrația trecutului și în bârfele care vin, sau chiar dacă nu-i bârfă, chiar dacă e adevărat, o veste despre care v-am spus, na, domnule, asta e, se întâmplă. Se întâmplă oricui, nu vă mai adăugați stres, nu-i cazul. Pentru ce vărsător vorbesc acum, nu știu, o întâi și o vedea. Cam asta e talarea. Ia uite. Cam asta e talarea. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, iar am vorbit mult, creștere spirituală și pa, numai bine, fiți mai veseli, pa!